Șeful, la comandă? Nu, am comandat deja. Și cum spuneam, sunt sigur că Scărlătescu a pregătit un arsenal fusion cu tailandezi, japonezi, plus bucătărie sud-africană. Asta ca să-i zăpăcească absolut. Mă, dar fusion nu se mai poartă de două sezoane deja. Topat asta! Ca să fiarbă la foc mic, mic, până fac BUM! Scuze. Bună ziua! Șef la cuțite reîncepe în curând la Antena 1. Tu pe cine ai paria noul sezon? Pe Cătălin? Pe Sorin? Sau pe Florin?